Cu toții ne dorim dinți frumoși, aliniați perfect. Astăzi aflăm mai multe despre o altă metodă de îndreptare a dinților decât aparatele fixe, și anume purtarea gutierelor invizibile. Ce presupune acest tratament ortodontic, care sunt avantajele și cui se potrivește, ne spune chiar acum dr. Irinel Panainte, medic specialist ortodonție. Bun venit la Sănătate cu Prioritate! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă gândeam la adolescenți și la foarte multă lume și adultă care a apelat la tratamentele ortodontice și în special la aparatele fixe. Cum este tratamentul ortodontic cu aceste aparate invizibile? Gutiere, mai exact. Este un tratament mult simplificat și care vine în avantajul pacienților. În primul rând, așa cum ați amintit, prin prisma unei estetici ridicate, pentru că este aproape invizibil, foarte puțin vizibil. Este un tratament mult mai confortabil, pentru că pacientul își poate da jos gutierele în momentul în care mănâncă, de aceea acele restricții pe care le avem la aparatele clasice trebuie să eliminate anumite alimente, igiena este mai dificil de păstrat. De aceste lucruri scăpăm practic într-un tratament cu gutiere. De asemenea, controlele sunt mult mai rare. Pacientul vine mai rar la medicul ortodont pentru vizită. Și este și un tratament care se potrivește foarte bine, de exemplu, pentru pacienții care locuiesc în afara țării și nu pot veni atât de frecvent la controle. Însă eficiența este aceeași cu cea a aparatelor fixe? Din punctul meu de vedere, este chiar mai ridicată prin prisma modului în care este gândit acest tratament cu gutiere, pentru că este un tratament complet digitalizat și practic orice deplasare a dinților este foarte bine controlată și monitorizată, și de aceea și deplasările dinților sunt mult mai precise și este un tratament pe care îl putem anticipa încă înainte de a începe, să spun așa. Deci, practic, pacientul începe tratamentul cu imaginea finală în minte, cu o previzualizare a rezultatului final. Știe exact care va fi zâmbetul lui încă de la început. Exact, pentru că se face de la început o simulare și practic etapă cu etapă, în momentul în care pacientul revine în cabinet pentru control, deschidem acea simulare și verificăm dacă ea coincide cu situația prezentă în gura pacientului. Asta e foarte bine și contribuie, cred, la decizia pacientului de a continua. Da, ajută foarte mult. Ajută foarte mult în momentul în care se previzualizează această imagine finală. Cum se procedează de la început? Care este procedeul tratamentului ortodontic cu aceste gutiere invizibile? Primul pas este, bineînțeles, o consultație la medicul specialist ortodont, după care se indică un dosar, un set de analize, să spunem așa. Se fac o serie de fotografii la față, la profil, la dinți, câteva radiografii și o scanare a dinților sau o amprentare digitală, pentru că în ziua de astăzi încercăm să eliminăm acele mulaje convenționale, mai uneori neplăcute, da? Și cu toate aceste date facem acea simulare de care vorbeam, da? Există un soft în care se introduc aceste date și se planifică tratamentul. Primim planificarea tratamentului, discutăm cu pacientul și dacă pacientul își dă acordul, se comandă gutierele și se va începe tratamentul. Spuneați că vizitele la medicul stomatolog sau ortodont vor fi mult mai rare. Ce înseamnă aceasta? La aparatele fixe era o vizită odată la 2 săptămâni, din câte mă amintesc, pentru că și eu am purtat un aparat fix. Depinde de situație. La aparatele fixe, clasice, cam la 4-6 săptămâni. Cam aceasta este perioada când pacientul trebuie să revină pentru control. Eu personal, în cazul tratamentului cu gutiere, la începutul tratamentului prefer să văd pacientul timp de 2-3 luni în fiecare lună, dacă acesta poate să vină la control, și ulterior mult mai rar, la 2 luni, la 3 luni. Am, de exemplu, cum am spus, pacienți care locuiesc în afara țării și văd odată la 3-4 luni. Deci e posibil și acest lucru. Dar în permanență trebuie ținut legătura cu ei și monitorizat, să ne asigurăm că totul se desfășoară
conform planului. Ce reguli trebuie să respecte pacientul? Pentru că știm că avem un set de reguli atunci când punem aparatele fixe. Medicul ortodont ne vorbește despre cât de importantă este igiena, pentru că aparatele fixe rețin multă mâncare și va trebui să ne achiziționăm un kit foarte serios pentru igienizare. Igiena este foarte importantă și în cazul gutierelor, bineînțeles, doar că aceasta este mult mai ușor de păstrat, pentru că nu avem nimic lipit pe dinți. Și atunci pacientul, în momentul în care mănâncă, foarte important, nu se mănâncă cu gutierele, în timpul meselor gutierele se dau jos. După masă, pacientul curăță gutierele, se spală pe dinți și le reaplică. O regulă foarte importantă este vis-a-vis de timpul de purtare al lor. Pauzele nu trebuie să fie foarte mari pentru ca ele să fie eficiente. Deci, pentru un rezultat bun, ele trebuie purtate cam 20-22 de ore din 24. Așa cum o vedem în imagini, nu se observă. Sunt invizibile, așa cum le și zice. Exact. Asta înseamnă că trebuie purtate și la serviciu, oriunde, la școală, oriunde. Oriunde nu apar dificultăți de vorbire, nu cauzează, nu știu, leziuni ale gingiilor, ale obrajilor sau acele înțepături din cazul aparatelor. De exemplu, clasice. Pacienții pot mânca având aceste gutiere sau trebuie neapărat date jos? Nu, e obligatoriu. E obligatoriu să se dea băuturi? Jos. Apă? Băuturile calde nu se consumă cu gutiere pentru că ele sunt dintr-un material care se poate deforma la temperaturi ridicate. Se recomandă, cum am spus, la băuturile calde sau la cele care pot colora implicit dinții, pot colora și gutierele. Și fără băuturi carbogazoase, bineînțeles. Știm de la aparatele fixe, că acum vorbim în tandem cu ele, e o presiune pe dinți, primele zile e dureroasă situația. Cum se comportă aceste gutiere? Simțim aceeași presiune? E dureros? În cazul gutierelor, și presiunea simțită de dinți este mult diminuată. Tocmai pentru că, așa cum am spus, deplasarea dinților fiind foarte bine controlată și implicit presiunea care se pune pe dinți este mult mai bine dozată. Pentru că un set din acesta de gutiere se schimbă cam la 10-14 zile. Și atunci fiecare set din acesta de gutiere vine cu o anumită forță, să spunem așa, pe care o pune pe dinți. De aceea disconfortul simțit de pacienți este mult mai mic. Haideți să vorbim puțin despre avantaje. Care sunt avantajele acestui tip de tratament ortodontic? Cum am amintit deja, estetica, o estetică foarte bună, confortul pacientului, pentru că alimentația are loc fără restricții, curățarea dinților este mult mai ușor de păstrat, există un risc mult scăzut pentru a se forma cariile, de exemplu, comparativ cu aparatele fixe, pentru că dacă pacientul nu curăță corespunzător, pot apărea carii. În cazul gutierelor se elimină acest risc. Gutierele sunt un tratament potrivit și în cazul adulților, în special în cazul celor care uneori pot avea anumite probleme cu gingiile, de exemplu, anumite retracții gingivale sau acea situație în care gingia este coborâtă de pe dinte, pentru că putem lucra la nivelul presiunii puse pe dinte și atunci și gutierele se recomandă în astfel de situații. Se pretează și la adulți și la copii aceste gutiere? Da. La copii în perioada de creștere și dezvoltare, pentru că sunt în anumite situații când e destul de greu să-i motivăm să se spele pe dinți. Și atunci preferăm să recomandăm un astfel de tratament. Iar un alt avantaj major al lor care e, după încheierea tratamentului propriu-zis, există o perioadă de 5 ani de zile în care noi putem urmări acest tratament și dacă la un moment dat apar anumite modificări, de exemplu, care vor trebui corectate, putem comanda din nou gutiere și să rezolvăm acea situație. O situație pe care am întâmpinat-o și mă bucur că vorbesc cumva în cunoștință de cauză în ceea ce privește aparatul fix.
este că în momentul în care dinții au fost aliniați și sigur că acum voiam să vă întreb dacă folosesc și contenția respectivă ca să rămână dinții în forma aceea, se folosește după tratamentul ortodontic? Se folosește, care poate fi o contenție tot sub forma unor gutiere sau se poate pune acea contenție fixă, lipită pe spatele dinților, pe interior. Dacă este, nu este fixă și este gutieră în continuare, am observat că dacă ne rezolvăm anumite probleme carii sau anumite probleme dentare, se modifică puțin forma în funcție de exact. Cum este aplicată plomba și atunci exact. Trebuie să refacem mereu gutierele și câteodată se pierde și forma dentară, alinierea aceea perfectă pe care am avut-o. De aceea e foarte important ca după orice modificare, dacă se înlocuiește o coroană sau, cum s-a zis, o plombă sau dacă se face o extracție, de exemplu, gutiera trebuie readaptată în permanență, pentru că e foarte important, tocmai pentru ca dinții să-și păstreze poziția, gutiera trebuie să aibă un contact foarte bun cu dintele, să fie un contact ferm și atunci nu vor apărea aceste deplasări, aceste recidive, practic, după un tratament ortodontic. Așa că recomandați ca după fiecare, nu știu, intervenția medicului stomatolog în ceea ce privește, nu știu, o carie sau rezolvarea altor probleme care strică un pic armonia sau forma dintelui să se prezinte pentru o nouă contenție sau da, o nouă gutieră. Obligatoriu. Ideal ar fi și recomandăm în orice caz ca toate aceste probleme care pot fi rezolvate să fie soluționate înainte de începerea tratamentului ortodontic oricum, însă ulterior când se fac modificări, da, și gutierele trebuie schimbate. În ceea ce privește riscul de apariție a leziunilor smalțului, este iarăși un avantaj. Da. Cât de mult este afectat smalțul în cazul aparatelor fixe? Din păcate, am avut câteva cazuri, puține cei drept, în care pacientul nu reușea să țină să păstreze o igienă corespunzătoare și dinții deveneau din ce în ce mai afectați. Într-o primă fază se formează acele pete mai albicioase pe dinți, care practic reprezintă niște zone demineralizate de smalț, care ulterior se pot transforma în carii și am fost nevoit să îndepărtez aparatul dentar înainte de finalizarea tratamentului, tocmai pentru a nu aduce un prejudiciu și mai mare. Am preferat să păstrăm sănătatea dinților decât să avem niște dinți drepți, dar cariați la final. Acum o curiozitate a noastră, a pacienților, în ceea ce privește gradul de dificultate al realizării acestor gutiere sau al fizicii, până la urmă. Este mai dificil pentru medicul ortodont să lucreze, să refacă acest tratament ortodontic cu gutiere invizibile sau la partea aparatelor fixe e mai migălvasă? E mult mai simplu aici, pentru că gutiera e cea care determină dintele să se deplaseze. Deci, practic, gutiera vine în ea cu informația pe care o transmite dintelui. La aparatele convenționale, medicul este cel care imprimă aparatului direcția în care un dinte trebuie să se deplaseze. Deci și de aici apare această diferență. Și după cum am zis, e un tratament integral digitalizat, de la partea de proiecție, inclusiv până la partea de producție a gutierelor. Totul e digitalizat, deci și precizia e mult mai mare. Suntem diferiți și cu siguranță din fericire. Și atunci mă întreb dacă aceste aparate invizibile pot face totul în diversele cazuri ale aspectului dinților pe arcadă. De exemplu, există anumiți scripeți care se atașează pe os pentru ca să fie ridicați la nivel, să aibă contact dinții de sus cu dinții de jos. Se poate face acest lucru? Poate face gutiera invizibilă lucrul acesta? Sau uneori recomandați aparatele convenționale? Din fericire, în ziua de astăzi, cu ajutorul gutierelor, putem rezolva o plajă foarte mare de cazuri, însă există anumite situații. De exemplu, cum ați amintit, dacă avem niște măsele care sunt
basculate, pentru că au fost niște alte măsele scoase mai de mult și măselele vecine s-au înclinat, preferăm să corectăm aceste situații înainte, cu ajutorul unor implante ortodontice sau acele șuruburi de care spuneați, sau chiar cu ajutorul unui aparat fix, clasic, aplicat pe zona respectivă și ulterior se continuă cu gutiere și se finalizează practic tratamentul cu ajutorul gutierelor dentare. Asta înseamnă mai puțin timp cu aparatul fix, da, și mai lejer după aceea spre finalul tratamentului. Da. Există un anumit interval în care se poartă această gutieră? Cam cât timp, în cât timp se rezolvă problema? Depinde de situația care trebuie rezolvată, bineînțeles, însă, în general, tratamentele cu gutiere sunt mult mai scurte comparativ cu aparatele clasice. Adică un caz complex, care poate cu un aparat clasic ar dura 2 ani, 2 ani și jumătate, cu ajutorul unor gutiere îl putem rezolva chiar și într-un an de zile, poate chiar și mai puțin. Asta este o veste foarte bună. Da. Da. Pentru că am ajuns la finalul interviului, aș vrea să vă dau posibilitatea să spuneți telespectatorilor care ne urmăresc ce ar trebui să rețină despre aceste aparate în cazul în care chiar își doresc să aibă dinți aliniați perfect, să aibă un zâmbet frumos. Corecția dinților este foarte importantă nu doar din punct de vedere estetic, cât și pentru funcția noastră și funcția organismului e foarte important să avem o mușcătură corectă. De aceea, dacă telespectatorii își doresc și au posibilitatea să consulte un medic specialist ortodont care îi poate ghida în acest sens. Și e foarte important ca acest lucru să fie făcut. Ideal ar fi la o vârstă cât mai fragedă, dar cum am spus, din fericire cu ajutorul gutierelor și pacienții adulți în ziua de astăzi, care în trecut poate nu beneficiau de astfel de tratamente, își pot rezolva problemele de înghesuire dentară. Mulțumim pentru veștile bune, pentru explicațiile foarte pertinente și ușor de înțeles de către noi. Și mă bucur că medicina avansează și deja ne este și nouă pacienților mai confortabil, dar și medicilor. Mulțumesc foarte mult și vă mai aștept și cu alte subiecte. Mulțumesc în emisiunea și noastră. Pentru invitație, cu mare drag.